Da, insulina cardiacă este boala cea mai gravă din cardiologie până la urmă, fiindcă este consecința tuturor alte boli. Pe de altă parte, știm că insuficiența cardiacă este cea mai mortală boală din cardiologie. De altfel, prognosticul pacienților cu insuficiență cardiacă netratată este similar cu prognosticul pacienților cu cele mai grave forme de cancer. Din fericire, în ultimii ani au apărut terapii importante pentru insuficiența cardiacă și mă refer atât la tratamentele cu diferite medicamente pe care le avem la dispoziție, cât și la tratamentele cu diferite dispozitive care ajut inima să aibă o funcție mai bună. Dintre medicamentele care au apărut noi sunt acești inhibitori de receptor de SGLT2. Este o medicație care inițial a apărut ca o medicație utilizată în diabetul zaharat, dar ulterior s-a dovedit că are rol important și în insuficiența cardiacă. S-a devenit o clasă importantă pentru tratamentul insuficienței cardiace, atât insuficiența cardiacă cu fracție de ejecție redusă, cât și insuficiența cardiacă cu fracție de ejecție păstrată. E important și asta este unul dintre elementele pe care noi le încercăm acum să le discutăm cu Ministerul Sănătății și în special cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, este ca acest tratament să fie disponibil în așa fel încât să poată fi administrat către cardiologi în insuficiența cardiacă și să fie rambursat de către Sistemul Național de Asigurări de Sănătate și, în al doilea rând, că acest tratament poate fi administrat așa cum este recomandat de către ghidurile internaționale. Așa cum s-a întâmplat în studiile în care aceste medicamente au fost evaluate, să fie administrate din clasele, așa zis, precoce, adică clasa funcțională 2 de insuficiență cardiacă, în așa fel încât să nu apară decompensările, să nu apară spitalizările, să nu apară complicațiile majore ale insuficienței cardiace. Ce am realizat totodată, iară foarte important, se vede deja pe televizor și la radio, avem această campanie pe care am inițiat-o în urmă cu o săptămână și jumătate, legată de conștientizarea populației în ceea ce privește simptomele insuficienței, simptomele și semnele insuficienței cardiace. Mulțumesc maestrului Cotabiță pentru implicarea pe care a avut-o. Ne dorim ca populația să știe cât mai bine simptomele, semnele de insuficiență cardiacă, în așa fel încât prezentarea la medic să se facă cât mai repede, în așa fel încât tratamentul să fie inițiat cât mai repede, fiindcă, așa cum spuneam, cu cât inițiem tratamentul mai repede în insuficiența cardiacă, cu atât efectele sunt mai bune, spitalizările sunt prevenite, costurile sunt mult mai mici. Da, sigur, mi-aduc aminte de șocul produs în rândul opiniei publice atunci când a murit Freddie Mercury și poate atunci a fost cea mai receptivă perioadă în campaniile anti-HIV-SI, dar aici maestru Cotabiță, faptul că a reușit să depășească momentele critice a demonstrat că se poate interveni, că au succes terapiile noi și că nu trebuie renunțat, nu trebuie cedat în fața bolii. Dacă vorbim de insuficiența cardiacă, așa cum spuneam, mai puțin cunoscută, ce ar trebui să știe publicul? Care sunt simptomele? Când ar trebui să meargă la doctor? Poate că nu recunoaște primele semne de alarmă, astfel încât această boală să fie tratată din vreme. Păi, tocmai asta e rolul acestei campanii și probabil că mesajul din campania pe care noi o avem este că în momentul în care apar simptomele specifice insuficienței cardiace, și anume respirație grea, oboseală, umflături la nivelul membrelor, adică edeme, atunci trebuie să se prezinți la medic, trebuie să aibă loc o evaluare inițial de către medicul de familie și ulterior de către medicul cardiolog pentru ca diagnosticul de insuficiență cardiacă să se poată pune cât mai precoce. Mulțumesc, domnule profesor.